O să îmi permiteți să mai intervin eu puțin. Greva generală, care va fi declanșată în data de 22 mai, înseamnă încetarea lucrurilor. Fac un apel către părinți să înțeleagă și recomandăm în același timp să țină copiii acasă. Pentru că sunt foarte multe situații în care 100% au votat pentru grevă sau procente sunt foarte mari și este mai înțelept să rămână copiii acasă decât să vină la școală și să nu aibă cine să stea cu ei. Dar acolo unde sunt colegi care au spus nu, nu au decât să se ocupe de ei. Dar grevă înseamnă încetarea lucrului și nu se pun absențe, nu se predă, nu se evaluează. De aceea trebuie să fie părinți alături de noi și să înțeleagă dacă ai lor copii vor să aibă un învățământ de calitate, nu se poate ca dascăle să fie în continuare umiliți. Nu se poate ca în anul 2023 un profesor debutant să câștige 2500 de lei în condițiile în care un necalificat de oriunde câștigă de la 4000 de lei în sus. Aceasta nu e țară normală. Da, există riscul, și o spunem responsabil, să se dea peste cap și examene naționale. Vina nu mai este a noastră, nici a oamenilor din sistem, este a guvernanților. Ei trebuie să gândească, a lor este vina, dacă se va întâmpla, repet, să nu se dea examene naționale sau eventual să se decaleze. De aceea fac un apel către cei care au frâiele în această țară să lase orgolile și să ne așezăm la masa negocierilor. Pentru că altfel, riscurile sunt majore. Se folosește termenul de înghețare anul școlar. Ferească Dumnezeu! Dar dacă se va ajunge acolo, repet, guvernanții vor plăti.